Hai, salut fraților și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Da, plecai. No, astăzi o să facem un car vlog cu bestiuța asta pe care am condus-o pentru câteva zile și haideți să vedem ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. Uite, asta îmi place. Când mă apropii de ea, se deschide fără să apăs nimica și chiar nici nu trebuie să fiu să apăs eu pe un buton. Haideți să las eu aici în portbagaj ghiozdanul. Ăsta este portbagajul. Hai să ne urcăm în ea. Bă, din păcate ea miercuri o să plece, a mers deja 100 și ceva de kilometri cu ea și pot să vă spun sincer ce îmi place și ce nu-mi place la ea. Bă, da, cum e mirosul ăsta de nou. Vreau să strângem, băieți, 10.000 de like-uri cel puțin, pentru că haide să îi dăm așa o cheiță. Ok. Opel. Bă, sincer vă zic, mașina este ce trebuie. Din mai multe puncte de vedere, dar are și câteva chestii mai minore, așa, care nu mi-au plăcut. Astăzi o să vorbim despre ele. Dacă ați apăsat pe butonul de like, haide să începem. O să-mi trag și o centura. Bă, cât de liniștită e, uite și tu cum s-a culcat. Benzina, mă. Deci benzina, cât de repede se turează și imediat își revine. Asta este benzina. Am și aici cheia în buzunar, am și portofelul. Haide să plecăm, lăsăm frâna de mână, băgăm în drive și am plecat. Asta este primul car vlog cu mașina și o să vă spun părerea mea absolut sinceră despre această mașină și am învățat deja toate nebuniile, toate secretele, m-am plimbat ceva cu ea ca să pot să-mi dau seama. Haide să pornim și clima, să o dăm pe 21 de grade sau 20, da, hai să o lăsăm pe 20 de grade pentru că este destul de cald afară. Deci eu hai să dau și eu asta puțin mai încet pentru că o să se audă tare. Acum o să o luăm și haide să vă spun ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la ea, să dezactivez start-stop-ul pentru că asta m-a supărat. Hai că... Bă, să știi că poți să te bași cu ea, uitați, deci deja am 50 așa scurt de vară. Ideea este în felul următor, băieți. Deci, mașina, în caz că n-ați văzut clipul de prezentare, vă invit să-l vedeți, dar o să vă explic eu. Este un Opel Mokka 2020 sau 2021, încă nu știu anul, dar este nouă-nouță. Mașina are 900 de kilometri, eu am primit-o la 790 sau 800, parcă, sau mai știu, oricum, m-am plimbat cel puțin 100 de kilometri cu ea și i-am descoperit toate secretele, să-i zic așa. Mașina în cauză este 1.2 turbo, benzină, 120 de căluți și 250 de Nm și să știți că își fac treaba foarte, foarte bine. În schimb, o să vă spun de îndată ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut la ea. Ia să mă las eu puțin mai jos cu scaunul ca să vedeți și voi mai bine. Bă, îmi place că are toate asisturile de care ai nevoie. De la cameră 360, senzor de parcare față-spate, distronic, mașina, din câte am văzut, nu știu sigur, frânează pentru tine. Oricum, dacă te apropii prea tare de o mașină, ți apare aici că trebuie să frânezi. Dar nu știu sigur dacă frânează, că n-am avut curaj să o las. Vă dați seama, am o reținere, nu este mașina mea. De asemenea, mașina ține banda. Uite, dacă mă las acum în banda asta, ar trebui să-mi ia volanul. Dar nu știu dacă vedea marcajele, știi? Uite că nu le-a văzut. E foarte greu, oricum nu o condamn, pentru că nici A8-ul cel nou, când am mers cu el, nu vedea mereu linia. Nu e, vă dați seama, este destul de complicat și pentru ele. Dar oricum mașina se conduce foarte bine. Deci v-am spus, ai toate asisturile de care ai nevoie. Eu sincer vă spun că aș recomanda-o cu căldură unui începător sau unei persoane care vrea o mașină simplă, simplă din punct de vedere al motorului, să nu o mașină nouă și credeți-mă, e foarte greu să o lovești, adică nu prea ai cum să o lovești. Ideea este că mașina are și câteva chestii care nu-mi plac. De exemplu, uite, aceste trimuri care sunt din plastic, nu-mi plac. Uite, astea de aici, care ele ar vrea, cred că se imite fibra de carbon. Uite, dacă ar fi pus acest piano black, ar fi fost mult, mult mai frumos. Dar bine, poți să ți le colantezi și tu, adică nu e mare lucru, cred că un băiat îți ia maxim 200 de lei și ți le face ca noi. Și e mai mișto, deci asta mi se pare foarte mișto, piano black ăsta.
Una lucru ce nu-mi place la mașina asta este vizibilitatea, frate. Să știți că nu zic că are o vizibilitate foarte proastă, dar este ceva mai redusă decât, de exemplu, la o altă mașină. De exemplu, uite, când, de exemplu, vrei să te asiguri din partea aia, nu prea poți să vezi mare lucru. Trebuie să te bagi așa câte un pic. Eu vă spun sincer, și nu vreau să vă mint cu nimic, pentru că n-am nimic de câștigat, nici absolut, nici financiar, și chiar nu mi-aș dori să vă păcălesc, să zic, da, domne, uite, e perfectă. Vă dați seama, ea este o mașină, oricum, este o mașină de buget. Prețul acestei mașini, în configurația pe care voi o vedeți, este de 25.000 de euro, ceea ce mi se pare un preț decent pentru o mașină nouă cu atâta tehnologie. Un alt lucru ce nu prea îmi place este motorul. Motorul de 1.2 turbo își face treaba, nu zic nu, dar este în 3 cilindri și merge în 3. Și sincer nu prea îmi place treaba asta. Măcar să-ți facă și în 4. Acum cred că poți să ții varianta electrică sau varianta diesel, nu știu cum este, dar asta așa este. Și un alt lucru ce am sesizat eu, mare diferență, bine, sincer, nici nu știu de ce am făcut eu comparația asta, că într-un fel nici n-ar avea rost, Doamne ajută. Treaba este în felul următor. Cutia, dacă ești pretențios, aici este o problemă, pentru că este o cutie normală, de mașină normală, nu este o cutie de lux care să nu te bruscheze sau chestii de genul. Ea nu te bruschează în sarcină, dar este dificil până te înveți cu ea. Adică îți ia, de exemplu, o zi, două, până să te înveți cu ea, să poți să o conduci așa cum trebuie. Haideți să facem aici dreapta. Îmi place că această mașină se și conduce singură, ceea ce mi se pare absolut... Și uitați, hai să dăm așa o talpă. Și uitați-vă și voi, deci deja avem 100. Ceea ce mi se pare mai mult decât perfect. Bine, ea s-a și călzit între timp, nu vă gândiți că merg eu cu ea așa de nebun și îi dau talpă fără să... Nu stă așa de nebun. Dar să știți că... eu am impresia și sunt convins că are sunet în boxe undeva. Bă, prea se aude motorașul ăsta frumos când îl accelerezi. Și sincer, nu știu. Clar, uite. Uite, nu știu clar cum se activează pilotul. Uite. Adică am impresia că nu te lasă de la o anumită viteză. Uite, că apăs pe set și nu face nimic. O, n-are asta. Ieri a mers, l-am activat. Încă mă bate așa puțin, vă dați seama. Navigația asta îmi place foarte mult, răspunde foarte bine și se comportă cum trebuie. Ce îmi place iarăși, aceste ceasuri digitale, credeți-mă, băi, trebuie, frate. Adică trebuie să fim și noi în pas cu tehnologia, deși vă dați seama, unde este electric este încă o problemă, dar de ce nu? Până la urma urmei e frumoasă. O altă chestie, îmi place calitatea volanului. Să știți și voi că mașina asta are un volan frumos. Nu este ea piele, nu cred că este piele, la mână nu mi se pare, dar bă, este cusut foarte bine. Adică chiar vorbeam și cu Ioance și ziceam, băi frate, adică sunt mașini mult, mult mai premium, hai că stau aici, mult mai premium decât asta, și cu un volan care este făcut în bazjocură. Ăsta este făcut foarte, foarte bine. Aici avem modurile de condus. Să știți că în sport e o diferență, dar nu una extraordinară. Eu v-am spus, deci pentru mine un motor puțin mai mare, măcar un 1.4 turbo în 4 cilindri ar fost mult mai mișto. Chiar dacă cred că... Dar nu știu dacă consuma neapărat mai mult. Consumul este de 9, nu știu dacă se vede pe 109 km, ceea ce mi se pare mai mult decât decent. De aici o dai în parcare. Acum, nu știu, vreau voi să-mi spuneți ce părere aveți despre mașina asta. Un alt lucru ce îmi place foarte mult este încărcarea asta wireless. Deci mi se pare absolut senzațional. Telefonul tău nu o să se mai descarce niciodată. Adică o să fie mereu încărcat. Ce m-a speriat cu ea în față. Mamă, nu veni să îmi sperie asta că e nou. Nouă, mersi, nu e. Filmez, nu pot. Ia uite, e verde. E verde. S-a făcut verde la semafor. N-ai bă ce să faci. Hai băieții, hai. Hai să dau asta puțin mai încet. Îmi place antifonarea, este una decentă. Mă așteptam la mult mai rău. Bă, știți că asta e treaba. Haideți să fim onești. Nu ți-ai mașina asta pentru calitate.
Adică nu ții această mașină și ai pretenția să găsești calitatea, uite, dintr-un Mercedes S-Class, un BMW. N-ai cum. N-ai cum. Asta este o mașină făcută special, eu cred că este făcută ori pentru începători, ori pentru domnișoarele sau doamnele care vor să se ducă în siguranță la job, au nevoie de o mașină simplă, fără probleme pe partea de motorizare, cu toate asisturile posibile și sincer chiar o să le ajute foarte și foarte mult. Asta mi se pare foarte tare. Chiar îmi place cum se conduce, să știți că răspunde foarte bine. Caseta asta este puțin ciudățică până te înveți cu ea, dar ca și design, toată lumea care a văzut-o, băi, au rămas wow. Deci nu le-a venit să creadă, băi, cât de frumoasă poate să fie. Un alt lucru este spațiul în spate. N-am stat în spate, dar să știți că nu excelează. Dar, uite, am asistență la unghiul mort, mi-a arătat că am o mașină în unghiul mort. Sincer, eu pentru mine personal, dacă ar fi să o iau ca a doua mașină, să zicem, uite, ca prima mașină, aș avea ceva cu un motor bădăran, un 4-4 V8, ceva, o mașină care nu poți să o ții de zi cu zi. Ei, pe asta aș lua cu mare încredere. Bine, să-mi și permis să-mi cumpăr o mașină nouă de așa ceva, dar asta este chiar ce trebuie. Este o mașină care, uitați-vă și voi, deci se conduce absolut senzațional. Îmi pare rău că nu intră lane assist-ul, dar să știți că nu intră mereu, pentru că trebuie să recunoască și ea marcajele, și știm cu toți, în România nu sunt cele mai bune marcaje pe care le poți vedea pe stradă, dar pun pariu că într-o țară civilizată sau într-un oraș ca Sibiu, Cluj, Timișoara, cred că acolo sunt mai bine decât în Craiova. Nici în București nu cred că excelează, dar oricum, asta e bine să fie. Nu vă gândiți că vă bazați pe ele. Aceste opțiuni sunt bine, este bine să le ai, dar nu vă bazați pe ele. Lasă-vă că mă salvează mașina, pentru că ea totuși este un robot care este făcut de oameni și nu există ceva în lumea asta fără greșeală. Perfect, nu există. Dar oricând este loc de mai bine, dar mașina îmi place exagerat de mult. Adică chiar m-am învățat cu ea, îmi place senzația asta de SUV. Nu știu, m-a făcut oarecum să mă răzgândesc în privința viitoarei mașini. Am început să mă uit și de niște SUV-uri, pentru că mie chiar mi-a atras atenția. Și uite cât de bine se conduce. Băi, și senzația de mașină nouă este unică. Deci dacă n-ați mers într-o mașină nouă, nu știu, băi, are un miros specific. Toate mașinile noi au același miros. Chit că este BMW nou, băi, are același miros. Și îți place mirosul ăsta. Oricum le mulțumim celor de la Dibas pentru că ne-au dat mașina. Băi, și să știți că padelele răspund foarte repede, neașteptat de repede pentru această cutie, care cred că este o cutie simplă, automată, cu convertizor, dacă nu mă înșel. Ia uite la cum a sărit în fața matizului. Ești nebună? Opa. Și credeți-mă, dacă mai pune să aleg, sincer vă zic, între un BMW seria 3 din 2012, 2000 diesel sau asta, dar varianta diesel, cred că aș alege-o pe asta. Deci aș alege-o pe asta, dar varianta diesel. Și un alt lucru care mi-ar fi plăcut, bă, să ai fost și a 4x4. Dacă era 4x4, era senzațională, dar asta este doar spate, e asta, să vă dau așa și un sport, ia uitați. Ia uite, mă! Ia uite, mă! Ce sunet tare, na! Na și mai zic ceva, cum te lasă pe spate. Hai să o dăm. Are și modul eco, dar când intră în eco, deja parcă mi se pare puțin mai leșinată. Nu mi se pare că ar trebui să o bagi în eco. Adică poți să mergi cu ea normal, Doamne ajută. Doamne ajută că astăzi este vinerea mare când filmez eu acest car vlog. Am mai făcut unul, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit. Și îmi pare rău că nu pot să vă dau, cred că o să vă bag ăla când o conduceam singură. Când se conducea singură, pentru că am reușit. Dar uitați, el este setat la 70 la oră. Merge singură, băieți, uitați-vă. Deci eu am luat mâna și mașina merge singură. Dă-te încolo, cât de tare. Așa că n-ai nici cea mai mică problemă. Ia să vedem telefonul cum mai este. Bă, hai că am scos un timp record. Eu zic că este ok. Oricum, este foarte, foarte bine. Mașina îmi place foarte mult. Sincer, vă recomand și vouă. Dacă vreți. Na. Dar o puteți și încerca. Oricum, le mulțumim celor de la Dibas pentru încredere și pentru că ne-au lăsat o săptămână. Chiar a fost foarte tare. Eu, băieți, cam acesta a fost părerea mea despre această mașină. Cred că o să mai apară un video cu ea.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Drumuri bune și ne vedem data viitoare. Pa, pa!